я сам бачу вас продати шпори гітара, насправді галатія ста, чи спомінці? Аша, перед смісно, перед хвилювання емоції, ну аша десь, ну сам так опереді чова, і чаще, не факт грішно до борту. De fapt, despre ce vreau să vorbesc astăzi? Cu voi vreau să discutăm puțin despre greșelile care le facem noi în relații cu partenerii, cu iubiții noștri. Da? Și am să încep de la minciună. Noi... Da. Mulțumesc. Am să încep de la minciună, pentru că noi foarte des mințim și eu chiar nu înțeleg de ce. Spre exemplu, băiatul când se pornește să-și facă cunoștință cu vreo fată. Se îmbracă, ce mi-a bun pantalonaj, cămășuța, călcat, așa. Fain. Apropo, să știți un secret, mix, știți la băieți, dar cămășuța e călcat și n-are aici dungă, știți că eu călcat o mamă. Asta așa vă descriu un secret. E ok, s-o parfumat eu peste tot locul, s-o dus eu la tânat. O văzut o domnișoară care i-a plăcut, s-a proști, salut, eu gen, așa, 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 hai, servește tot ce vrei, eu dar de ce îți gândești, prin bursa asta, să termine mâine. Zic, noi, eu nu înțeleg, băieți, de ce noi amăgem, pentru că, doar, într-adevăr, fetele nu-s deloc materialiste. Ти йдеш лопату, ти спи сінчер, ну я ж тарі богат, приїдеш по перінці, ти не факт не міг грати, що як ти мандрієш, і від платю сар на тінім пак, він ти ж сінчер. Ну, генерал, чому я бити фразу, яка я прес аул до домнішоари, я тихай спачим драгості рог, мені чет, мама дормін камера дорогу. Ei, ok, cu întâlnirea ne-am lămurit. Da, că băieții amăgesc și în continuare. Spre exemplu, dimineața, când știi că o să duci pe cineva acasă, ești șters colbă frumos, ai luat hainele, decent, hainele, ai pus în dulap, ce rapid de spate, tot ai pus în dulap, tot la tine casă și ai curat, după ce? Duci, îmi dă unii fetiță, o duci acasă, deschizi ușa, asta era frumos. Îmi salut, te simți că acasă, te rog, intră, și că ești, nu știu de unde apare. Scuze-mi, ți-o rog, e bardacul. Я мені в свадал чого, щоб цю септомину не спіти, от аж бардак. А ті нікас нічодату не пост найкураді, хто мав скузи, там вже дізвардені. Совчинку пропонює раз, така ренеді собачим до мішарі Лорджен. Ну, врей смерджем на мене кас, привім у фільм. Якраз це і так інтересант. Адіка фільмі, які лягат на кінематограф, є нус інтересанті. Acolo audio-sistemă era, dacă filmele copiate de pitoare, la laptop, monitor de 13 inci, ia pe asta, da! Aici vreau să vă mai deschid un secret despre băieți fetelor. Dacă voi invitați un băiat să priviți un film și voi într-adevăr ați privit filmul de la început până la capăt, asta e unul din trei cazuri. Unul e gay, mersi mult, Andrei. Doi, este ca Andrei așa rușinos și nu știe cum se înceapă. A treia situație în care mai poate fi, așteaptă să doarmă părinții din camera de cină. Da, și apropo, eu am impresia că toate filmele sunt filmate în exclusivitate pentru femei. Pentru că dacă filmele ar fi filmate pentru bărbați, la sfârșit filmului n-ar fi un sărut, dar cel puțin un sex oral. Știți, nu s-a acceptat. Apropo, asta eu cu voi așa vorbesc deschis, că noi suntem prieteni, dar cu domnișoarele niciodată să nu folosiți așa cuvinte. Sex oral, Doamne ferește, spuneți cuvântul miniet. Asta e strașnic, pentru că maxim ce puteți folosi asta este rut intim. Pentru că toate femeile absolut, ele niciodată nu vor să facă sex. În schimb, întotdeauna sunt gata să facă dragoste. Este o diferență foarte mare, după cum cred femeile, da? Eu chiar am studiat, sincer, am 26 de ani, dar m-am mai trecut de viață, n-am văzut nici o diferență între sex și dragoste. Dacă cineva îmi spune... Da, nu, este o diferență. Vă arăt cum arată când faci sex. Într-o parte arată cam așa. Când faci dragoste, arată cam așa. Da, te iubiește, da? Deci Roma mi-a reproșat că îmi faci dragoste, mai sunt și sentimente. De parcă noi bărbații facem sex așa pentru a ne mulți, nu pentru fetelor, dacă noi n-am avea sentimente, voi n-ați avea cu și face sex. Vă spun sincer. E bine, asta tot e valabil pentru cuplurile tineri, proaspete, să le spun așa. După care mai treci un timp și tot se clarifici. Adică tu ești cel mai dezordonat, poza ta de profil de pe Facebook devine una comună,
Tu aduci prea puțin bani acasă, de ea în general mă lucrează, mama ta urăști și ești drept în principiu. După un timp în relație apar întrebări stupide. O întrebare stupidă și, da, și în situație stupidă. De exemplu, stai la masă cu părinții ei. Ce te întreabă? Păi, șoară, la ce te gândești? Credeți-mă, fetelor, voi nu vreți să știți la ce eu sunt. Dar părinții sunt nu gata să audă chestia asta. Băieții tot îți spun la întrebări inutile. De exemplu, nu știu, ați recunoașteți sau nu, dar fiecare băiat, cel puțin în tineret, se întreba de partenerii lui sexuali. Dar câți bărbați ai avut până la mine? Ridicați mâna cineva care a auzit o cifră mai mare de 4. Noi totdeauna auzim 1, 2, 3 și maxim 4, așa, rar. O auzit cineva mai mult de 4, ridicați mâna. Vreau să-mi fac cunoștință cu partenerii pe 4. Eu am înțeles aici care-i faza asta. Noi bărbații s-o cotim acolo tot femeile, nu s-o cot relațiile ocazionale, nu s-o cot relațiile care au durat mai puțin de 2 luni, nu s-o cot relațiile care nu au fost sentimente profunde. Și în general el e greu cu s-o cotit. Pentru că se primește că la vârsta de 25 de ani, femeie e întrebată așa după statistică, în mediu au avut 2-3 parteneri sexuali, când un bărbat de 25 de ani au avut în mediu 20-30 de parteneri sexuali. Ce se primește? Că noi bărbații între noi cumva ne s-o cotim. Da, sunt multe lucruri pe care noi nu le înțelegem. Noi, în general, bărbații, multe lucruri chiar nu le înțelegem la voi. Noi nu înțelegem goana asta după bronzat intens, da? Trebuie să fim toți așa negri. De parcă nouă ne plac negritiencele. Eu, sincer, când văd o domnișoară bronzată intens, 2 secunde mi-amintesc de John Onoja. Și asta nu mai excepe deloc, absolut. So, încă eu nu înțeleg faza asta cu am găsit o rochiță, eu mi-am cumpărat-o încă din liceu. Și dacă de pe azi am găsit-o 4 ani, am uitat de dâns. Noi bărbații nu ne pierdem hainele. Sincer, la noi hainele tot timpul s-a vedere, în mijlocul camerei, da? Stau în pată, bărbații. Păi, pe ce știm, nu înțeleg cum poți să ai 2 dulapuri pline cu haine și n-ai ce îmbrăca. Ce să mai spun, nu mai înțeleg și frica asta de cântar, pentru că n-am întâlnit chiar nici o domnișoară care să spună mie îmi place că eu cântăresc toate, vor să o slăbească sau să îngrașe. Dar știți ce e important? Vrei să slăbești sau să îngrași? Mersi. Cel mai important, deși noi suntem diferiți și nu întotdeauna ne înțelegem, cel mai important să ne iubim. Ceea ce vă doresc tuturor. Mersi.